Dragii mei, astăzi vă invit să descoperiți o reinterpretare savuroasă a păpănașilor tradițional, transformați într-un desert mai sănătos, dar la fel de îmbietor, păpănaș cu brânză, copți la cuptor și înviorați de fructe proaspete. Într-un bol mare, cât să încapă pofta unui popor întreg, am pus 500 de grame de brânză de vaci. Străină de zer, căci o scursesem ca pe o lacrimă lăsată de o poveste de dor. Am adăugat și două ouă. Prăvălite ca niște soare de dimineață și un strop de esență de vanilie, cât să trezească toate amintirile dulci ale copilăriei. Amestecul s-a legat cum se leagă prietenii vechi, într-un balz de arome și... Texturi. în miezul acestui dans am strecurat un vârf de cutii de sare Cât și dulcele are nevoie de un pic de nebădăios în el am mai pus și 40 grame de zahăr, nu prea mult doar cât să îndulcească sufletul. Apoi, cu o mână hotărâtă și iubitoare, am adăugat 100 de grame de făină, ce s-a strecurat ca o ploaie lină de vară și în plus o lingură de griș pentru acea consistență și promisiunea unei texturi perfecte. Am amestecat totul cu pasiune, de parcă aș fi descântat brânza și toate ingredientele s-au îmbrățișat într-un aluat moale și catifelat, gata să devină vedeta cuptorului. În timp ce brânza prindea formă în mintea mea, am început să tai fructele, fiecare cu povestea și personalitatea lui. Mărul verde cu pielița lui lucioasă, un pic acrișor, dar onest, ca un prieten vechi care spune adevărul pe față. Nu trec două zile legate din care să nu mănânc mă verde. Mărul care aduce a toamnă cu soare blând. Am scos miezul crocant și l-am tăiat cu grijă în cubulețe mici, păstrând acea ușoară aciditate revigorantă. Nectarina, măestoasă și parfumată, evara întruchipată, dulce și suculentă, plină de dorință și pasiuni fie Cu o periță catifelată și pulpă suculentă, m-a biat să continui dansul cuțitului. Fiecare cu de nectarină părea să aibă în el razele calde ale verii, o dulceață subtilă și aromată ce se dezvăluie cu delicatețe. Culoarea galbenă în portocalie se potrivește perfect cu vestul fructelor. În cele din urmă, pepenele galben regii al verii și al amintirilor dulci. Își dezvăluie și el miezul catifelat și parfumat. Am îndepătat semințele, am îndepătat coaja și am tăiat felisculente pe care le-am transformat într-un cubuleț perfect. Aroma lui exotică, dulce și răcoritoare, își găsește locul printre celelalte fructe adăugând un aer de vacanță tropicală pe pratului. Astfel, fiecare fruct își spune povestea în cuburile sale delicate, promițând o explozie de gusturi și arome la fiecare în bucătură. Cu mâinile umezite ușor, pentru a păcăli brânza, am început ritualul formării bulgărilor. Un proces ce necesită mai multă răbdare decât forță și mai multă dragoste decât tehnica. Fiecare bucată este modelată cu grijă, simțând textura brânzei care se mulează după forma palmei, exact ca o amintire caldă ce se așează confortabil în suflet și se transformă prinzând viață ca o mică bijuterie albă, rotundă și perfectă. așezând bulgării cu blândețe în tava tapetată cu urte de copt. Aici nu există grabă. Fiecare bulgă trebuie să fie la locul lui, atent așezat, ca niște soldați disciplinați. Cu dosul unei linguri umezite, am început să creez mici adâncitori în mijlocul fiecărui bulgăre. Apăsând cu blândețe și formând curburi delicate. Este un moment de liniște și concentrare, în care fiecare bulgăvă capătă personalitate și rol în spectacolul final. Cu o mișcare rotundă și precisă, lingua controlează un spațiu primitor, un fel de adăpost pentru fructele ce omează să fie adăugate. Privind tava plină. Fiecare cuib arată ca o mică operă de artă. O invitați la văsfăț, așteptând să fie împodobite cu fructele tăiate mărunt, transformând fiecare bulgare într-o capsulă de prospețime și savoare. Acest proces simplu, dar minuțios, face din fiecare bucată o creață unică, gata să încânte ochii și să mângâie papilele am adăugat fructele tăiate mărunt, presărându-le cu grijă ca pe niște nestemate adunate din piețele lumii. Cu tava pregătită și speranțe mari, am încredițat cuptorului această operă de artă culinară. La 180 de grade, lăsând păpănașii să se bronzeze frumos timp de aproximativ o oră. Cuptorul, partener de nădejde, i-a primit cu brațele deschise și căldură constantă, iar în scurt timp, bulgării de brânză s-au transformat într-un spectacol rumenit și apetisant. La final, a scos tava cu emoția unui regizor în fața premierei. Ia păpănașii au ori și cu fructele cele mai alese, își așteaptă marea degustare. Cu fiecare mușcătură, promisiunea s-a împlinit. Un desert sănătos, parfumat și incredibil de gustos, care își aduce aminte că uneori cele mai mari bucurii se nasc din lucruri simple, dar făcute cu dragoste și grijă. Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine într-o călătorie printr-o lume dulce. Iar dacă v-a plăcut rețeta și v-a încântat povestea, nu uitați să-mi arătați susținerea voastră. Dați un like ca să știe și, și alții cât de savastă este această experiență, apăsați pe subscribe pentru a rămâne aproape de mine. Și lăsați un comentariu, pentru că fiecare reacție contează și mă bucur să împărtășim împreună aceste momente delicioase.